Bun găsit, sunt Cristina Dordea, urmăriți în continuare emisiunea Un job pe timp de criză. Vorbim astăzi despre turism în județul Alba, mai precis despre afaceri și locuri de muncă în domeniu, dar și despre cursurile de formare profesională. Îl avem invitat pe președintele Asociației PACIV România, Gruia Bumbu, cu care am purtat o discuție, spun eu, constructivă despre cursurile de formare în turism, pe posturi precum recepționer sau agent de turism. Vorbim astăzi despre un proiect mai mare pe care îl desfășurați. Este vorba despre măsuri integrate în domeniul turismului, în cadrul căruia pregătiți șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pentru a deveni recepționeri, lucrători în pensiuni, agenți de turism, chiar despre ce este vorba. Spuneți-ne mai multe detalii. Se știe foarte bine că județul Alba are un potențial turistic extraordinar care trebuie exploatat. Dincolo de frumusețile naturale pe care le are județul Alba, trebuie să avem și resurse umane capabile de a oferi servicii la nivel european. În acest sens, Asociația PACIV România implementează acest proiect, măsuri integrate în domeniul turismului, unde încercăm să aducem, prin serviciile pe care asociația noastră le pune la dispoziție, creșterea calității resurselor umane în acest domeniu. Una dintre principalele lucruri sunt cele legate de recepționer, de agenți de turism și ghid în turism. Este o provocare pentru noi, dar provocarea pe care am abordat-o este una, din punctul nostru de vedere, una încununată de succes, pentru că rezultatele vorbesc. În acest sens putem să vorbim despre acești 27 de recepționeri pregătiți pe piața muncii în Baia de Arieș, în care cursanții au parcurs 360 de ore de pregătire teoretică și practică. După ce aceștia au finalizat acest curs, au fost examinați în comisie, fiind prezenți evaluatori desemnați de Consiliul Național de Formare a Adulților. Aceasta este, de fapt, prima etapă a cursului de formare profesională în meseria de recepționer, din cele două prevăzute în cadrul proiectului. Până în acest moment au fost pregătite profesional și certificate CNFPA un număr de 50 de persoane pentru ocupația de lucrător în pensiune. Putem să vorbim despre ceea ce se întâmplă, să spunem, la Cugir, un alt oraș unde ne desfășurăm activitatea, unde... Da, Cugir a pornit deja un nou curs, da, de data aceasta pentru agenți de turism. Deci la Cugir vorbim despre agenți de turism, este din nou, a început o grupă de 25 de persoane. Cursul cuprinde ore structurate în două module de pregătire, din nou teoretică și practică. În prima parte vor învăța, să spunem, tehnica activității în turism, noțiuni de geografie turistică, istoria altei culturii, comunicare interpersonală, comunicarea într-o limbă străină și probleme legate de economia regiunii. Da? Plus de asta, partea a doua a cursului vor vorbi despre legislația în domeniul turismului, activități de promovare informatică, precum și activitate desfășurată, care este activitatea, să spunem, care se desfășoară în hotel și în restaurante. Care sunt criteriile de selecție pentru cursuri? Dacă vorbim despre criteriile generale, sunt cele legate de faptul că oamenii sunt persoane în căutare în loc de muncă, șomeri, absolvenți de minimum 12 clase cu sau fără bacalaureat, să nu fie în momentul de față beneficiarii a unui curs finanțat din fondurile structurale. De ce anume vor mai beneficia la finalul acestor cursuri? Deci, să spunem, pe lângă ceea ce înseamnă învățarea, cum
cum să își întocmească normal documentele, până la ceea ce înseamnă consiliere pe teme de orientare și instruire profesională. Asta se desfășoară înainte de începerea cursului. După ce începe cursurile, persoanele intră într-un proces din nou de consiliere continuă, cum se face un CV-ul, o scrisoare de intenție, cum se prezintă în fața unui angajator. Pe lângă primirea unei subvenții pe care noi o dăm pentru participare, pe lângă faptul că există, vom da la sfârșit pentru cei care termină cursurile o diplomă recunoscută de Ministerul Muncii, aceștia pot să câștige și premii pentru cel mai bun CV-ul sau pentru cea mai bună scrisoare de intenție. Da? De exemplu, premiul 1 pentru aceste lucruri este undeva la 3.000 de roni, premiul 2 este la 2.000 de roni, iar premiul 3 este 1.000 de roni și o mențiune, avem și o mențiune de 500 de roni. Unii dintre acești absolvenți vor fi și ajutați pentru a-și găsi un loc de muncă, vor fi chiar plasați, da? Pentru a reuși să muncească în domeniile în care au fost pregătiți. Una dintre obiectivele pe care le-am propus este ca Asociația PACHIV România, prin colegii noștri, să ajute 60 dintre cei care au absolvit cursurile să fie ajutați de către noi prin tehnici de coaching, de a fi alături de aceștia, de a-și găsi un loc de muncă. Plus de asta, putem să vorbim despre faptul că în acest moment cam 95% este funcționabilă bursa electronică a locurilor de muncă în turism pe site-ul proiectului Măsuri Integrate în Domeniul Turismului. Deci vedem că avem o abordare clasică, da, în care pregătim, să spunem, nou personal, îl mergem alături de ei în găsirea unui loc de muncă, dar plus de asta avem și partea legată de modernitate prin acest program de bursă electronică a locurilor de muncă în turism. Aveți foarte multe solicitări pentru aceste meserii? Nu vă ascund acest lucru, că deja avem, să spunem, anumite probleme, chiar putem să vrem chiar să stabilim noi criterii de selecție, pentru că ne-am dat seama că este foarte mulți oameni își doresc să vină să participe la aceste cursuri și nu vă ascund faptul că în acest moment procesul de selecție este oarecum sistat, pentru că mai avem de făcut doar 4 grupe, una de recepționer, una de agent turism și 2 de ghid în turism, și avem un număr foarte mare de solicitanți. Sperăm că putem să găsim o soluție constructivă. În acest moment, vă spun sincer, nu am găsit-o, pentru că fondurile sunt limitate. Ne-am propus un anumit număr de persoane care să vină în cadrul acestui proiect. Sperăm că, dacă nu pe viitor, să ne angajăm să găsim soluții pentru a găsi noi surse de finanțare pentru continuarea acestui proiect. Pe lângă grupele de la Baia de Arieș și de la Cugir, ce alte grupe se vor mai forma? Unde anume? În următoarele mai avem, să spunem, până la sfârșit 125 de persoane pe care le vom pregăti în Alba Iulia, Sebe, Aiud și Cugir în momentul imediat următor. Ceilalți care poate nu vor fi ajutați să-și găsească un loc de muncă, ce șanse credeți că au în aceste domenii, mai ales în Cugir, să spunem, unde probabil turismul nu merge așa de bine ca în zona Baia de Arieș sau în Alba Iulia? Trebuie să învățăm un lucru legat de mobilitatea pieței forței de muncă. Nu? Deci, în momentul când suntem în căutarea unui loc de muncă, avem nevoie normal și de schimbarea unei anumite mentalități referitoare la locul unde eu am crescut, am mers la școală. Trebuie să mă duc să văd unde pot să-mi găsesc un loc de muncă pentru a-mi asigura un mijloc de a trăi. Deci noi reușim, să spunem, pentru o parte dintre acești beneficiari, să
trecem de la o persoană în căutarea unui loc de muncă, un șomer, la o persoană calificată care poate să își găsească un loc de muncă pe o piață, cred eu, încă continuă creștere. Dacă vorbim despre Alba Iulia, dacă vorbim despre Cugir sau dacă vorbim despre Abrud sau dacă vorbim despre Câmpeni, vedem că piața în turism este, din punctul nostru de vedere, este creștere în județul Alba, dar într-un mod mai direct, în momentul când ești calificat, există posibilitatea mobilității forței de muncă, poate să fie chiar un certificat recunoscut atât în România, este normal că este recunoscut în toată România, deci începe, să spunem, sezonul de turism în România, sezonul de turism în străinătate, faptul că ai un document sau un curs de calificare recunoscut de către Ministerul Muncii îți dă un plus de valoare. Plus de asta este un plus de valoare ca și nivel de profesionalism. Este unul, cel care n-a făcut niciodată un curs față de unul care face un curs pe anumite fundamente, să spunem, chiar științifice, nu? Pentru că ceea ce facem noi este are o bază și o curiculă foarte bine pusă la punct. Plus de asta, documentul care atestă faptul că ai cel puțin noțiuni și știi despre ce este vorba, este un pas înainte în fața celui care niciodată nu, chiar dacă știe, nu are un document, da? Pentru că trebuie să vedem că sunt persoane care sunt foarte bune și știu despre ce este vorba, dar nu au o calificare, și sunt cele care sunt calificate și au și un document care atestă lucrul ăsta, au o șansă mai mare pe piața forței de muncă. Dumneavoastră spuneți că cei care merg la aceste cursuri și obțin diploma ar trebui să fie probabil mult mai deschiși și să ia în considerare și locurile de muncă din alte orașe, probabil pe litoral, la munte, în sezon, chiar în străinătate, nu? Oare nu se pune problema și problema unei limbi străine, dacă este vorba de plecat în străinătate, în domeniul turismului? Ba da, deci în cadrul modulului de pregătire noi avem și modulul de limbă străină, deci în complexitatea acestui curs, normal că am avut în vedere și partea de noțiuni de bază sau noțiuni introductive pentru un anumit tip de cursant sau o parte de conversație în domeniul turismului, nu? Sau pe diferitele forme de pregătire, în care cel puțin să existe cunoștințele de bază pentru a intra în contact cu un turist străin. Nu știu dacă ați observat, în module avem și partea de istorie și cultură, da? Deci unul dintre lucrurile cei mai buni, să spunem, vânzători, între ghilimele, a turismului, în momentul când au apărut, când vin turiștii, este cel care intră prima dată în contact cu el, nu? Și este normal că, lângă partea de ghid, care trebuie să știe foarte bine toate aceste lucruri, inclusiv cel care este recepționer sau cel care își desfășoară activitatea în domeniu, trebuie să cunoască câteva lucruri esențiale de a orienta, să spunem, turistul și de a-l ajuta să descopere și să revină în locul unde el își desfășoară activitatea. Vorbim doar despre limba engleză sau și despre alte limbi străine, franceză, germană? Acum depinde de fiecare grupă ce au optat. Este normal că majoritatea probabil că este limba engleză, dar dacă există anumite o grupă care își dorește o altă limbă străină, noi suntem foarte deschiși ca să lucrăm împreună cu beneficiarii pentru a le crește normal calitatea nivelului profesional și de a-și găsi un loc de muncă, pentru că interesul nostru este, sau rezultatul muncii noastre este reflectat normal în succesul lor, pentru că atâta timp cât el face cursul și nu-și găsește un loc de muncă, este o problemă pentru noi. Atâta timp cât persoanele care sunt pregătite de către noi, persoanele care sunt ajutate de către noi să-și găsească un loc de muncă și cele care au
absolvit cursul și sunt capabile de a-și găsi un loc de muncă, este un succes pentru noi. Vă spun foarte sincer, pe lângă, să spunem, aș vrea să le mulțumesc oarecum și partenerii noștri de la Synthesis Management Consultants, SMC, pot să spun că am fost cu alte ocazii în străinătate și mergând să vedem cum se desfășoară lucrurile, prin schimb de experiență, prin a vedea, pentru că nici noi, și noi suntem într-o continuă căutare de soluții și într-o continuă pregătire. Deci asta vreau să le spun normal colegilor noștri care sunt persoane în căutarea unui loc de muncă sau sunt șomeri sau sunt absolvenți sau sunt tineri și își doresc un loc de muncă. Deci fiecare dintre noi, la un anumit nivel, încercăm să ne pregătim cât mai bine. Noi încercăm să ne pregătim cât mai bine ca să ne oferim serviciile la un nivel cât mai înalt ca beneficiarii noștri să poată să dețină, să spunem, o calitate pe care ceilalți nu au și o calitate care să aducă un plus de valoare, să spunem, angajatorului, pentru că aici este, de fapt, provocarea este cum aduci o persoană calificată în fața unui angajator care este mulțumit de nivelul de pregătire, dar și de abordare, cât și de faptul că acea persoană este un plus de valoare pentru firma lui, care îi aduce un profit și nu o cheltuială, nu? Și revenind la lucrurile astea, și noi la rândul nostru mergem, vedem, ni se arată și mai deschide și nouă mintea, pentru că fiecare dintre noi avem un nivel de percepție. Realitatea noastră este una de multe ori limitată în comparație cu realitatea care este în altă parte. Și atunci noi la rândul nostru ne pregătim, mergem, vedem și am fost plăcut impresionat să merg cu alți parteneri dintr-un alt proiect al nostru să ne spună și să vină ospătar sau să mergi la un hotel și să spună persoanele respective să ne zâmbească frumos și să ne spună vă mulțumesc, spunea partenerul, vă mulțumesc pentru că ne-ați ajutat, uite cum avem un loc de muncă, pot să-mi întrețin familia, alții mi-am continuat studiile, uite eu am fost, la început am fost recepționer, acum sunt, eu conduc complexul ăsta, dar dacă voi nu m-ați fi atras în cursurile respective, eu nu aș fi descoperit că am abilități în a lucra în turism. Și este o provocare pentru fiecare dintre noi, dar este în același timp o șansă. Este o satisfacție și pentru dumneavoastră și o satisfacție și pentru cursanții dumneavoastră care așa încet încet reușesc să și promoveze, nu, în aceste domenii. Deci avem, să spunem, acest proiect despre care am vorbit, despre turism, dar ce pot să spun este că PACHIV România nu are beneficiat de ordinul miilor în acest moment și este o plăcere pentru mine, chiar dacă nu-i cunosc pe toți, pe majoritatea dintre ei îi felicit pentru faptul că au reușit să termină cursurile și faptul că o mare parte dintre ei au reușit să-și schimbe viața și vă spun drept, am văzut oameni care n-au avut niciodată nici încredere, nici în mânecă, de exemplu, cu abilitățile antreprenoriale, nu? Până în momentul respectiv lucrase în construcții, nu avea un loc de muncă, au venit la curs la noi, au început să învețe ce înseamnă să devină antreprenor și la sfârșit au spus de ce n-aș putea să-mi fac eu propria mea firmă de construcții. Ca acum colegii mei să primească de la ei pe mail spunându-se vă mulțumesc pentru faptul că mi-a schimbat viața. Lucrez în construcții, mai am încă doi toți șomeri care au venit să lucreze cu mine și cel puțin avem un mijloc de trai, avem un salariu pe care ne ajunge măcar să ne întreținem. Pentru noi este un lucru extraordinar. Plus de asta avem și beneficiari care și-au deschis firme de vânzări online, deci efectiv sunt cei care au câștigat în
proiectul Alternative pentru șomaj, promovarea și dezvoltarea competențelor și activităților antreprenoriale în rândul șomerilor. Nu? Nu știu dacă am precizat că aceste cursuri sunt gratuite pentru cei care doresc. Da, deci nu am. Deci cursurile sunt gratuite. Deci pe lângă partea de gratuitate a cursurilor, vorbim și despre faptul că au posibilitatea de a obține, deci noi avem și o subvenție pentru participanți. Au fost proiecte în care am avut și parte de catering, deci au fost și o masă, două mese pe zi, subvenție, la unii dintre ei au fost plătiți transportul. Deci noi am avut o abordare care se mulează, să spunem așa, pe problema unei persoane în căutarea unui loc de muncă sau unui șomer sau unui absolvent de 12 clase, sau avem proiecte în care avem beneficiari cu 8 clase, cu 12 clase, cu 10 clase, deci pe fiecare noi am încercat să abordăm o soluție pe problemă. Adică nu poți să ceri unei persoane, unei căutare, unui loc de muncă care locuiește în afara orașului să vină în fiecare zi la curs fără să-i plătești transportul. Dacă ții 6 ore la curs fără să-i dai un sandwich sau să-i... Deci sunt lucruri care țin normal de necesitățile umane. Adică persoane care vine să participe, trebuie să-i dai un anumit confort. Adică trebuie să-i lași problemele deoparte și el, ca să devină un bun profesionist, trebuie să fie un participant activ. Succesul nostru este, să spunem, dat de complexitatea pachetului și a grijii normal pentru beneficiar pentru a-și schimba normal destinul dintre o persoană în căutarea unui loc de muncă într-o persoană activă, plătitoare de taxe și impozite. Pentru că abordarea noastră este una complexă, este una limitată, dar trebuie să le cunoaștem că acțiunile noastre sunt date normal de contextul unor programe și proiecte finanțate din Fondul Social European pe programul operațional de dezvoltare a resurselor umane, în care sloganul este investește în oameni. Da? Deci noi facem acest lucru. Deci PACHIV România investește în oameni. Intră pe problematica beneficiarului, oferindu-i soluțiile care să-l scoată o fază, să-l aducă în faza 2, în care el este o persoană capabilă de a-și găsi un loc de muncă sau îl acompaniază ca să-și găsească un loc de muncă, ca el să devină o persoană stabilă din punct de vedere economic, să poată să aibă puterea să-și trimită copilul la școală și să fie în stare să-și plătească taxele și impozitele. În momentul respectiv, cu acea persoană poți să vorbești despre drepturi, despre obligații și despre participare în viața atât civică cât și în viața politică. Atâta timp cât nu găsim soluții de genul ăsta, o să avem tot timpul jumătăți de drum. Noi suntem adepții găsirii soluției și a pachetului care să oferă confortul pentru schimbare. Noi vă mulțumim frumos pentru interviul acordat și multă baftă în continuare în proiectele pe care le aveți în derulare. Mulțumesc mult de tot și în același timp vă mulțumesc din partea echipei PACHIV pentru că dumneavoastră sunteți alături de noi prin faptul că noi transmitem ceea ce facem prin dumneavoastră. Am încercat să aflăm și care este părerea albaiulienilor despre turism în județul nostru, dacă au deja sau ar fi interesați să își dezvolte o afacere în domeniu. Iată ce am aflat! Este un turism bine dezvoltat, dar ar putea să fie și mai bine, dacă ar fi investitori și oameni cu capacități. Te-ar interesa locuri de muncă sau chiar o investiție în turism, o afacere? Da, deoarece sunt la un profil economic cu profil de turism și cred că se poate face bani frumoși din acest loc de muncă, dacă ar fi să fie valorificat turismul din județul Alba. La ce te-ai gândit? La agenție de turism? La o pensiune? La ce anume? La o pensiune. Unde ți-ar plăcea în Alba? Undeva loc de munte, undeva să fie aer curat, pentru că
deși multă lume merge la mare, totuși cred că muntele este mult mai benefic pentru corpul uman. Crezi că ar fi profitabilă? Da, dacă ar fi condiții și multe alte beneficii pe care le-ar avea clienții, dacă s-ar simți bine în largul lor. Sunt unele cursuri de formare profesională în domeniul turismului, ce părere ai despre ele? Atât timp cât sunt oameni bine pregătiți care îi ajută pe ceilalți și le oferă cunoștințe, cred că sunt binevenite. Am terminat liceul în domeniul turismului, specializarea turism la Colegiul Economic, dar nu m-am gândit să-mi dezvolt o afacere pe acest domeniu, pe acest profil. Crezi că nu ar fi profitabilă? Ba da, ar fi profitabilă, mai ales acum în plină dezvoltare a orașului Alba Iulia, cred că ar fi profitabilă. În alte zone din județ ar fi profitabilă sau nu? Da, în zonele montane, Câmpeni, Albac. Fiindcă ai terminat turismul, cum ai putea tu dezvolta o asemenea afacere? Cum ai putea să faci profitabilă, să meargă, să atragi turiști? Prin promovare. Prin promovare, prin mass media. Despre cursurile de formare în turism, ce părere ai? Agenți de turism, poate lucrători în pensiune? Sunt benefice. Într-adevăr, ar merita să meargă mai multă lume să participe la aceste cursuri. S-a dezvoltat foarte mult. Chiar foarte mult și e bine pentru noi. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniu sau să-ți faci o afacere în turism? O afacere, da. La ce te-ai gândit? Multe, foarte multe. Sunt multe de făcut în Alba, acum, la cum arată. Înainte chiar n-aveam ce face. Te-ai gândit poate să-ți deschizi o agenție de turism sau să lucrezi într-o pensiune? Da, sunt opțiuni. Unde în județul Alba crezi că ar merita o astfel de investiție? Eu sunt de la Blaj, sunt multe de văzut și în zona aceea. Dar mai mult pe la Brud, în zone turistice frumoase, munți. Te-ai gândit vreodată să-ți faci o afacere sau să lucrezi în domeniul turismului? Poate când am fost în liceu, dar acum nu mai. Crezi că ar fi totuși profitabil o astfel de afacere? Nu, cred că mai e profitabil nimic în România. Există unele cursuri de formare profesională în domeniul turismului. Ai fi interesată? Am făcut turism în liceu, nu? Atât pentru astăzi. Ne vedem vinerea viitoare la aceeași oră la Alba TV. O seară plăcută!